Da, e o mare surpriză tu să o spun pentru mine. Anul trecut a fost prima dată când am participat la acest top, am ieșit în locul 13, parcă. Anul acesta nu mai bine pe locul 3. Și pentru că este un speech dedicat inovației, am să-l inovez pe loc. Și chiar azi vă rog să participați la discuție, să mă întrerupe și să mă întrebați în ce moment dacă aveți o ceva. M-ați ajutat, în siguranță. Deci, nu câtă multă lume știe mai multe detalii despre noi, cine suntem, ce facem. Nu suntem o companie veche în România, nu suntem o companie foarte mare, suntem o companie extrem de tânără, într-un domeniu foarte, foarte, foarte dinamic și foarte de succes. Nu știu câți dintre voi aveți iPhone-uri sau Android, toată lumea, pe domnul are jocuri instalate pe ele, o singură persoană, două, trei, patru, de ce îmi ajuns de multă lume. Asta facem. Noi facem jocuri pentru telefoane mobile și pentru Facebook. Suntem liderii pe această piață în acest moment. Avem 1.500 de oameni, 1.200 de oameni la nivel global în toată compania, dintre care 105 în Europa. Cifra de afaceri e undeva, nu știu, foarte mare. Vreau să vă dau un pic de background, de ce suntem aici sau de ce am ajuns de pe locul 13 pe locul 3. În primul rând, am pornit cu o foarte bună idee despre ceea ce vrem să facem și ceea ce vrem să fim. Toți care lucrăm în acest moment în King, suntem trecuți prin mai multe companii de specialitate din București sau din țară. Și am văzut cu toții, first hand, modul de management care pe noi ne-au frustrat, dar nu ne-au bucurat foarte mult. A fost unul dintre motivele pentru care, pe exemplu, personal am plecat din țară acum 4 ani. Am ajuns în Anglia, după care m-am întâlnit cu tot cu cei de acum. Dar motivul principal pentru care am deschis acest studio în București a fost să demonstrez mie personal, până la urmă, faptul că se poate face business de succes într-un mod mult mai bun. Și ce înseamnă asta? Pentru noi asta a însemnat o structură foarte flat. Asta la nivel de companie, numai la noi, numai la nivel studiului, ceea ce înseamnă că în fiecare zi votez cu un programator, cu un QA, cu cineva de IT, cu cineva de HR, sunt cu toții la masă. Oricine poate să intre în meeting-ul oricărui alt coleg. Informația este extrem de transparentă. Încercăm să evităm pe cât posibil niveluri gratuite de ierarhie. La noi, de exemplu, avem toți programatorii sunt programatori. Nu există senior problemă 1, senior problemă 2, junior, nu există. Practic, ierarhizarea se face, ce fac e automat în care fiecare știe cine este cel mai bun în acea echipă, fiecare știe cine este cel care are nevoie de ajutor sau de mentor. Întrebări? Întrebări? Nu, nici mai departe. Da, da. Să angajăm foarte, foarte, foarte mulți oameni. Am preferat să nu o facem, tocmai pentru a găsi genul ăsta de oameni. Oamenii care sunt foarte pasionați de ceea ce fac.
oamenii care nu trebuie neapărat să le spui, să-i ții de mânuță pe care zici să le spui tu ce să faci asta, asta, asta și asta, până la sfârșitul programului, te rog frumos să-mi livrezi chestia următoare. Și este greu. E greu să găsești oameni de genul acesta, dar din fericire există. Iar în domeniul specific, în domeniul jocului, există oameni mult mai pasionați decât în probabil alte domenii. Iar asta mă aduce cu gândul la ceea ce cred eu că este cea mai mare diferențiere între noi și celelalte companii de pe piață, în momentul acesta, ce țin din domeniul nostru. Faptul că dăm oamenilor omeși. Unul dintre lucrurile pe care spun tuturor la angajare este, ok, dacă te-am angajat și după care aș veni eu sau veni liderul tău sau un alt șef să-ți spună, ok, trebuie să faci asta în felul următor, nu știu de ce te-am mai plătit. Dacă nu îți spune ce să faci, mai bine dau mie banii respectiv și eu pe cineva care pur și simplu să tasteze. Așa că cel mai mare challenge care are fiecare, oricine care vine la noi, și asta am simțit-o și eu pe propria piele, după ce undeva în primele 3 luni trebuie să treci peste mentalitatea asta de trebuie să mi se spună ce să fac. Care toată lumea vrea să facă pe cont propriu. Dar în momentul în care chiar ți se dă posibilitatea să faci asta, ți se spune, ok, ai un proiect, du-te și fă. Nu o să spun cum, nu o să spun cu cine, nu o să spun când să termin, nu o să spun absolut nimic. Doar am încredere în tine, poți să-l faci. Dar, odată cu bonus și cu acesta, vine și responsabilitatea. Dacă nu funcționează, este vina ta, nu este vina mea. Dar ai capacitate 100% și libertate 100% să faci ceea ce îți dorești. Poți să te întrerup? Da. Cât la sută dintre cei care vin reușesc să se adapteze? Hai să-ți răspund, cred că suntem de 3 ani pe piață și de 3 ani de zile am dat afară un singur om, a fost o experiență foarte interesantă pentru mine. Și ne-au plecat, cred că, 2 oameni. Cam atât. Se poate spune că sunteți norocoși? Da, totdeauna se poate spune asta. Dar cred că e un pic mai mult decât al meu. Cu siguranță. Și revenind la ceea ce vă spuneam mai înainte, și pentru mine a fost la fel un șoc în momentul în care m-am pornit în această companie, faptul că de la o simplă discuție de ce ar fi să pornim un proiect ceva împreună, am ajuns la hai să deschidem un studio în București, mi s-a dat un bilet în București, înapoi în București și m-a trezit ok. Oh. Care este fix atitudinea care avem pentru absolut toată lumea care vine în momentul în care spui excelent, poți să faci ce vreau eu. După care cum o să fac? Dacă dau greșit? Care sunt următorii aici? Și asta se vede acum, văd de fiecare dată când începe proiect sau când se face o planificare pentru un proiect, lumea stă și se gândește. Tocmai pentru că este responsabilitatea lor 100%, nu le spune nimeni ce și cum și cum să facă, lumea stă și se gândește. Ok. E bine ceea ce fac, poate trebuie să mă uit încurat la chestia asta. Și cred că este cel mai mare succes al nostru, faptul că am reușit să responsabilizăm și să ridicăm nivelul de profesionist la 100 de oameni. Alte întrebări? E cineva în spate și nu? Era la mine microfon, scuze că... Bună, Mihai, Alexandra sunt. Eu sunt antreprenor și de multe ori am conversații cu organizațiile mai mari care îmi spun dacă angajații mei ar avea așa o mentalitate antreprenorială, că asta îmi sună foarte mult a ceea ce povestești tu, ce i-ar împiedica să plece și să-și facă propria lor firmă dacă tot se descurcă atât de bine. Pentru mine, în primul rând, vreau să zic, mă bucur să aud povestea ta, apreciez foarte mult, mi se pare foarte mișto din punctul ăsta de vedere, inclusiv ce faceți. Și a doua, de ce oamenii ăștia de la voi, care stau, deși cred că deja au căpătat stofă de antreprenori foarte bună, de ce stau? Sincer,
sincer, m-aș bucura să plece. Adică, sincer, cred că este nevoie de genul ăsta de oameni pe piață. Și mă bucur că dacă am putea să-i creștem, să le dăm drumul pe piață și ei să pornească alte afaceri sau alte firme cu genul ăsta de mentalitate, cred că ne-ar ajuta pe toți. Și cu siguranță m-ar ajuta și pe mine, la un moment dat, pe termen lung. Deci n-am nicio problemă ca cineva din bune, dintre angajații mei, să facă asta. Chiar mi s-ar părea foarte fain și minunat. Ar fi, practic, o confirmare a faptului că facem ceva bine. Dacă ar face asta, și ar avea succes. Deci... Pentru că le place să lucrăm împreună deocamdată. Mă aștept însă, chiar mă aștept ca o mare parte din oamenii ăștia, peste ceva ani, să fie, să aibă firmele lor și sper să ducă mai departe genul ăsta de cultură. Întrebarea mea era tot în legătură cu oamenii care lucrezi. Că feeling-ul nostru general este că românilor ne place să ni se spună ce să facem. Deci suntem mult mai mult executați decât altceva și vreau să te întreb în cât timp i-ai dat pe brază. Deci, că mă îndoiesc că i-ai găsit pe toți. Deci cât de mult a durat? Cred că imaginea asta despre angajații români care așteaptă să li se spună ce să facă este datorată faptului că asta este mediul în care lucrează. Dacă nu li s-a făcut niciodată posibilitatea să facă ce vor ei, normal că așa vor fi și așa vor lucra. De obicei, schimbarea asta de mentalitate ia câteva luni. Ia undeva de la 2 luni până la mai mult. Acum, deja dacă se plec 6 luni în care cineva gândește tot așa, înseamnă că avem, da, e posibil să avem. De acord, dar iau altfel. Pentru mine, în momentul ăsta, sunt foarte puține companii, cel puțin în domeniul meu, care fac asta. Ceea ce înseamnă că mie mi este foarte greu să găsesc oameni care se potrivesc profil. Dacă avem încă mai multe companii, poate unele pornite de oameni de la noi, care vor crește și ei la fel de mulți oameni, pe care poate după aceea să-i luăm noi, să ia alții. Crește împreună organic. Din nou, e o chestie pe termen lung. Dacă este să gândim pe termen scurt, normal că ne-am băgat picioarele și am spune ok, umplem pe toată lumea de bani, îi pun niște contracte că să nu poată pleca și ne asigurăm că 2 ani de zile stăm liniștiți, da, ce se întâmplă după aia. Alte ceva cu toate întrebări? Pentru locul 3. Dă microfonul ca să se audă, te rog. Așa. M-a surprins un pic răspunsul pe care l-ai dat 2-3 luni să schimbe mentalitatea unui individ. Înțeleg că angajați mai degrabă oameni cu mai puțină experiență de lucru în firme mari sau? Nu. Dar în momentul în care ai lucrat timp de 2-3 ani, să zicem, într-o companie, într-un anumit fel, ești obișnuit să lucrezi așa. Și este destul de greu să arăți că este ok să greșești, este ok să schimbi mentalitatea. În același timp, am avut candidați care, pe postul de management, de exemplu, care aveau 10 ani în experiență, 10 sau 15 ani în experiență într-o altă companie, pe care am decis să nu-i luăm. Pentru că, deși CV-ul arăta impecabil, foarte multă experiență, foarte multe chestii prin care au trecut, deci clar, fiind un plus de expertiză în companie, era clar că după 10-15 ani nu mai pot să schimb mentalitatea. Bună, Mihai, am și o întrebare. Care este bugetul de inovație pe care King și-l asumă? Spuneați că există responsabilitatea 100% a angajatului, că funcționează antreprenorial. Totuși, King reprezintă cumva pentru el o plasă de siguranță care îi pune la dispoziție o serie de resurse de tot felul, astfel încât el să vină cu tot ce are mai bun în proiectul, în task-ul respectiv.
în ce măsură își asumă angajatul responsabilitate și în ce măsură își asumă King responsabilitatea pentru resursele consumate în cazul unui, să zic, proiect care nu a atins maximul posibil. Da. Mulțumesc. Acum 3 zile am cancelat un proiect care lucra, la care lucrau 10 oameni de 4 luni jumătate. Deci un efort destul de mare. Cu un potențial foarte ridicat, dar care nu a funcționat. Asta nu a funcționat. Lucrul pe care l-am făcut a fost... Am strâns echipa, ne-am mulțumit, ne-am felicitat, am văzut, ok, ce am învățat, ce nu a mers cum a trebuit, și am trecut la următorul proiect. Bariera, practic, să luăm acum. Costurile pentru a lansa un proiect, cel puțin în domeniul nostru, nu sunt atât de ridicate. Nu ai nevoie de echipe de sute de oameni și nu ai nevoie de ani de dezvoltare. Ceea ce îți permite să riști. Practic, dacă ai... Nu este cazul nostru, dar dacă ai o companie de acest gen și... poți să ai, de exemplu, 10 proiecte la care, pe care începi, dintre care 9 feilează și feilează groază. Dar ai nevoie de unul singur, ca toate acele 9 proiecte să nu conteze. Și din nou, suntem într-o poziție oarecum privilegiată din punct de vedere financiar, astfel încât ne permitem să lăsăm oamenii și să greșească și să învețăm. Alte întrebări? Mai sunt? Edo Studio, avem 8 studiori în acest moment în Europa. Unul dintre ele este în București. Eu conduc acest studio. Da, este un studio care înseamnă absolut toți angajații din acea locație. Mulțumim frumos, Mihai. Mulțumesc și eu. Acestea a fost topul. Acestea au fost părerile oamenilor din companii care sunt în primele poziții. Unele companii inovează și la mai multe ar trebui să inoveze. Din păcate, nu este ușor. Nici top managementul nu poate să evolueze repede, chiar dacă vrea. Nici angajații, chiar dacă și ei vor, este nevoie de un proces. Dar cred că cel mai important și cred că sunteți de acord cu mine este că omul sfințește locul. Am spus-o de foarte multe ori. Când vrei să faci ceva, faci, chiar dacă ești manager, chiar dacă ești antreprenor, chiar dacă ești angajat. Și se vede tot ce faci. Și vin și rezultatele, nu știu cum să spun. Eu vreau să facem odată un research și cât de mulțumiți sunt managerii și antreprenorii. Cred că o să iasă catastrofal. Ar trebui făcut, e o idee. Aceasta este ziua de inovație. Cu acest panel încheiem. Mai avem 3 zile. Suntem de luni aici. Suntem, să spunem, în plin foc. Ne vedem cu cei care vin mâine la management. Urmează joi, ziua de CSR. Iar vineri închidem tumultos cu ziua de media și marketing, care este și cea mai grea și ultima și cea mai lungă. Mulțumesc foarte mult pentru prezență și ne vedem mâine. La revedere!